Fes mare. Unde vrei să stai? Așa, invers? Mulțumim! Sportul pe care l-ați practicat dumneavoastră, un sport nobil, dar foarte frumos. Urmăresc tenisul de când era Năstase Tânăr și Țiriac, pe vremea aia nu înțelegeam mare lucruri, da? Uh-huh. Și de atunci, aproape orice turneu de tenis îl urmez la televizor. Să știți da. Că este, aveți dreptate, este un sport foarte frumos. Da. Să ai și resurse financiare ca să poți să susții altfel, da. Este, da. Este un vis. Da. Adică dacă poți să urmezi drumul ăsta, foarte frumos, e frumos. Foarte frumos, da. Da. Și mai continuați? Mai jucați. Continui, da. Mai că acum sunt în perioadă de recuperare, pentru că m-am operat din nou în anul acesta. A spus ceva despre asta și la televizor. Da, o să fie bine. Da, vă țin pumnii în continuare. Mulțumesc și mult. Mult succes și mă bucur să vă să-mi urați să mă auziți mai puțin la televizor, să mă vedeți mai mult la televizor. Minunata Alexandra Dulgheru aduce primul punct României în acest meci absolut de infart. După ce vă lăsați de activitatea competițională propriu, nu se pute să faceți așa, și da. Comentariile. Vă simt pumnii, da? Mersi mult. Da. Da. Și reușește Sorana. Foarte, un game foarte bun făcut de, de fapt, două game-uri foarte bune făcute de Sorana. Și este pentru prima oară la cârmă. E prima dată așa convingător. Da. Convingător, da, că ai fost la cârmă, 2-1, da, mă rog, nu mai contează. Iar mai găsești o... Dar asta se întâmplă când joci foarte multe meciuri și joci bine. Că așa că dacă nu joci bine, n-ai de unde... N-ai resurse în buzunar, știi? Uite pe Harrelson, cum cheamă? You know, Woody Harrelson... Domnul Larry Flynn sau... White Man Can't Jump? Deci până acum eu am comentat, cred că maxim două meciuri de băieți și nu singura. Deci de asta zic, chiar a fost... M-am pregătit, am fost înainte cu... Pro 40 de minute, am făcut, cred că, 3-4 probe de sunet, îmi luasem cafeaua din timp, îmi am pregătit laptopul, notițele, exact ca la școală m-am simțit. Nu mi-e greu să vorbesc de meci în sine, de ceea ce se întâmplă, dar băieții au și altă structură mentală și emoțională. Ei sunt mult mai practici în toate deciziile pe care le iau. La noi intervine mult emoțional, multe stări. Urmăresc mai bine un plan. Se țin mai bine de meci în general, pentru că își servesc mai bine. La noi, dacă nu ne luăm serviciu, ok, putem să ne bazăm și pe retur. Putem să pierdem 3 game-uri la rând, după aia revenim încă 4. Și la băieți se mai face, dar nu sunt atât de mari oscilații. Și atunci asta este greu, pentru că nu sunt în mintea unui băiat să știu... Am cum gândește el o fază a meciului. Sunt lucruri și comune cu fetele, dar ei au cu totul altă viziune. După părerea mea, sunt mai practici în tot ce fac. Mihai, a fost greu să ai copilot pe Alexandra?
Bine, să știi că întotdeauna oamenii care fac sport se acomodează foarte repede. Deci sunt convins că Alexandra, dacă s-ar apuca, ar deveni un copil foarte bun. Șansele să revină și să joace 5 ani, 6 ani de acum încolo, are toate șansele dacă face ceea ce trebuie să facă acum. Pentru că pentru ea este ultima șansă. Câștigătorii ediției TTT 21 foarte costisitor și chiar a fost norocul meu. Fără acest sponsor, eu n-aș fi reușit să ajung niciodată aici. The victory means Dulgheru becomes only the fifth player with a world ranking above 200 to win a singles title on the WTA Tour. Când n-am mai beneficiat de ajutorul financiar al domnului Badea, am câștigat și primul meu turneu VTA la Varșovia. Chiar m-am gândit, zic, uite cum merg lucrurile astea și mai mult ca sigur a fost o mână de destin. Iar cu banii pe care am câștigat atunci la primul meu turneu VTA, m-am autosustinut și am tot rulat în tenis până în prezent. Chiar cred că dacă le arătăm și partea asta din spate, cât de greu este să revii, câți factori influențează o accidentare de acest fel, cât de greu este să revii și să te menții acolo. Că noi n-avem o viață normală, să avem, nu știu, timpul necesar să ne dezvoltăm ca persoane, știi? Și atunci tenisul nu e înainte. Am citit Sapiens, după aia am început cu Alain de Botton. O lectură mai ușoară, că ziceam să dau din Sapiens în Homo Deus. Și am zis, mi-a plăcut cartea, interesantă, dar nu e chiar atât de ușoară să o citești seara, mai ales când ești obosit. Hai să fac o tranziție, iau ceva mai ușor, ceva mai romantic, așa, și după aia mă duc înapoi pe... And Dulgheru recently returned from knee surgery as well, so she missed the early part of the spring and most of last year. Da, călătoream foarte mult și stăteam foarte mult pe meditație ca să pot să-l duc. Dar mie îmi plăcea atât de mult că nu vreau să renunț la clasa aia, plus că aveam colegii din clasa întâi. Majoritatea a rămas acolo și atunci era o conexiune și o legătură între noi. Deci, mă chinui un pic acum. Te obișnui cu faptul că ai fani sau ești încă jenată de faptul că... Și. Adică ne dăm seama cât de important sunt și pentru mine, adică cât de mult mă inspiră persoane pe care le admir. Mm-hmm. Și atunci
orice chestie vine de la ei, o văd altfel. Adică mă motivează mai mult să fac exact o anumită activitate sau să citesc o anumită carte. Și atunci mi-am dat seama, cred că și noi la rândul nostru influențăm pe alții la fel. Hi guys, as you well know me, I'm Alexandra Drugheru, former number 26 in the world, and I'm here to say a few words about the Australian Experience Camp. Honestly, if I were a kid, I would have loved to join this camp because of its diversity, competition, fun. Just do it! Erau 30 ceva de grade, dar umiditate 90%. Se rupsese la un moment dat, la ora 2 după masa, terenul, cimentul. Se luase vopseaua de pe ciment din cauza căldurii. Passion. One word you said? Yes. Passion. Da. În rest, dacă ești top 100 sau în jurul locului, nu știu, 90-100 așa, îți, și n-ai sponsori, îți acoperi cheltuielile și ești un pic pe plus, dar ca să câștigi ceva mai consistent, trebuie să fii cam top 50. Eu am un carnețel mic, improvizat, pe care fac schițe, dar începe să termine, așa că... She's the queen of Poland for the second straight year. Putem să avem o inimă oțelită sau o dispoziție albastră, putem compara o persoană cu un material precum betonul ori cu o culoare de pildă roșu și suntem siguri că am transmis astfel ceva din personalitatea sa. Dacă văd că este foarte grav, dacă văd că nu merge sau așa, n-ai rost, că după aia o să am probleme în viață mai departe, știi? Cu genunchiul ăsta pot să nu mai, pot să fac mare lucru, știi? Ah, păcat, i-a scăpat. A încercat ea, dar nu era așa sigură. I-a scăpat, deci înseamnă totuși foarte important să rupești primul aici, în genul ăsta de set. Au fost două break-uri până aici. Ceea ce nu te aștepți la Simona Cuzmitor, să fie două break-uri în... Da. Trei break-uri în 12 game-uri. Da, după aia s-a egalat situația, dar era tot timpul sub presiune acum. Da. Yeah.
6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Deci m-am mai sfârșit un loc unde arunci așa și nici mai. Nu mai fac nimic. Să te-am următoare și la turneu. Nu trebuie să fac atât de mult, cu puțină recuperare și atunci normal că a mers în dezechilibru. Până când s-a rupt ceva și când s-a rupt ceva, s-a rupt de tot și s-a rupt serios, adică o accentare gravă și de acolo, de la prima operație, tot intru într-un cerc vicios și cam asta s-a întâmplat. Săracii părinți s-au străduit și s-au zbătut din toate încheieturile ca să, adică ei se interesau să vadă ce trebuie făcut, ce nu trebuie făcut, ce... Și lor a fost greu pentru că și ei au învățat din mers. Mi se părea că toate avem o șansă să ajungem acolo, dar când am văzut că chiar toate am ajuns, chiar mi s-a părut ceva wow. Și atunci e păcat dacă avem și prezentul ăsta în care suntem active atât de multe, să nu... Noi până să ajungem acolo avem ani de zile în spate, 10 ani cel puțin, până mai rău ca medicii, până să începem să câștigăm. E, și după aia sunt o perioadă relativ scurtă, de vreo 10 ani, 12 ani când încep practic să câștig și după aia se termină. Da, da, da. Și atunci, pe o parte, da, corpul e obosit, dar de-abia atunci tu începi să performezi. Bun, eram eu, Raluca Olaru, într-un timp și Sorana venise, Sorana Cârstea la noi acolo, la Herăstrău, și eram o grupă foarte bună, și de fete și de băieți. Ai nevoie de grup, dar ai nevoie și de antrenamente individuale. Să te bată la cap într-un sens bun, ca să faci o tehnică corectă. Și la 13 ani încă înveți, până la... Toată viața tot înveți, dar ani buni de la... Nu știu, de când încep tenisul, până pe la 14-15, tot... înveți să ai o tehnică, da. Știi? Na, un antrenor la două terenuri și mai mă jucam puncte și atât. Nu, așa e prea mult. Da. Nu, așa e prea mult. Nu, la noi era tot timpul, chiar că era mai mult, eram în două grupe și unii făceau în prima parte a zilei, ceilalți după și tot timpul ne roteau. Da, dacă n-ai pe cineva care să te tragă, din contră poți să regresezi. Păi o trăgeam eu pe... Știi? Și atunci... I-am scăzut și bine, ea nu și-a dat ferința și acum aproape s-a lăsat. Da. Deci pe lângă antrenamentele individuale, aveam mereu cu cineva nou care să joc. Știi, mă jucam cu multe stiluri de jucători, erau mai mult băieți, dar nu jucam nici o zi cu... Nu venea mingea la fel. Și ce e cel mai greu de gestionat? Nu când joci bine, când joci mai puțin bine. Și de multe ori lumea când joacă mai puțin bine este panică totală. E acolo trebuie știut ce trebuie făcut ca să ieși de acolo. Știi? Și la noi de multe ori se ieșea greu pentru că se panicau și antrenorii. Eu când am început și pe afară să joc, ce am văzut, ce atitudine au antrenorii, păi jos părării. Adică nu era panică dacă în ziua respectivă nu era rezultatul dorit. Singură peste ele. Trebuie să ai și persoanele potrivite în spate, părinții mai ales și antrenorii și tot, să te ajute să treci mai ușor peste toate părți bune, dacă m-aș lăsa de tenis, părți mai puțin bune. Bă, le compari și mai mult pentru tine, și nu trebuie să le arăți cuiva sau... Și o să mai fie momente. Au fost momente destule și la mine, mă gândeam serios să mă las, dar mie tot timpul mi-a plăcut și atunci cumva excludeam repede varianta să mă las. Nu vorbesc cam o experiență, dar și eu la 13 ani tot așa mă gândeam, oare voi ajunge, nu voi ajunge, ce voi face, ce nu voi face. Dar mi-am dat seama că, și asta nu depinde numai de tine, tu ai dorința să joci, cei din spate trebuie să te ducă pe un drum bun, știi?
sunt multe dezamăgiri. De câte ori n-am, mai ales cu 4 operații majore, cât n-am plâns și cât nu m-am supărat și cât nu am... Au fost multe momente grele, dar mi-am dat timp. Mi-am dat timp și am vorbit și cu oamenii de lângă, m-au ajutat și ei foarte mult și cam așa am trecut peste. Eu vreau să joace tenis. Mamă, deci e super frustrant. Bine, în cazul meu care eu nu servesc chiar atât de puternic, am un serviciu bun, dar, mă rog, plasat, dar nu puternic ca ele, cu atât mai mult îmi muncesc game-urile, știi, pe serviciu și tot așa mi s-a întâmplat, știi, să trag tare de un game pe retur și după aia, boing, un pic de oboseală sau relaxare, știi, și instant așa mi se duce game-ul pe serviciu și zic, ia uite-mă. Pentru ce a fost. Da, și vine. Returnase foarte bine Sorana lung pe centru și chiar dacă a răspuns bine Alison de acolo, a venit și o greșeală. Cu cât se prelungește game-ul, cu atât este clar în beneficiu Soranei. Așteptarea e grea. La tenis spun că mare lucru nu poți să faci. Adică nici nu poți să fii total deconectat din zona de meci. Să zici, ok, am meci la 5, mă conectez pe la 4, așa. Să stai, să uiți total de imposibil. Nici nu poți să stai, doar să stai așa în fund pe canapea. Citești ceva, mai faci un pic de stretching, mai ronțăi dacă se face foame. Nu e bine să stai în agitație. Nu e bine să stai nici foarte mult locului fără să te mai miști un pic. Știam că joc la ora 2,
Nu făceam programul perfect înainte, mi-organizam totul când trebuie. La ora 2 eram pe teren încălzită când trebuie, liniștită mental, pentru că nu stăteam să aștept să văd dacă se ajunge decisiv, dacă mă încălzesc, cum mai stau. Mai... Trebuie să ții și medicamentația când trebuie înainte, în timpul și după meci. Trebuie să mănânci la un anumit interval orar. Nu poți să aștepți foarte mult după meci până mănânci ceva. Mai ales la turnele de Grand Slam, stăteam câte 3 ore după. Doar așteptând să-mi facă un tratament de jumătate de oră sau... Așa, după aia, după ce termin tot tratamentul ăsta, mă duc să mergem să mâncăm, ori acolo, ori la un oraș. Se face 7-8-9 seara, și a doua zi urmă de la capăt. Ai propriile pretenții, așteptări. O zi înainte de turneu începe stresul ăsta. Cu atât ce ai turneu, ești într-un stres ăla de competiție. Te ține pe o anumită vibrație. Asta e cel mai greu factor, să te ții motivat. Și ai tot timpul stresul ăsta, că fiind eliminatoriu, n-ai a doua șansă. Partea bună e că avem multe turnee, dar n-ai a doua șansă. Și e mai mare plăcerea la dublu, dacă joci, dacă nu te bazezi doar pe dublu, pentru că îl folosești mai mult de exercițiu. Dacă nu joci o perioadă, sunt atât de multe turnee, că joc altele și ți-au loc. Nu-i nimic, e un moment greu, trebuie să treci prin el, o să fie bine, ai răbdare. După vreun an jumate, doi, ajungi într-o formă apropiată de ceea ce ai fost. Polly? That's the word, mate. Polly. Seeded Maria Sharapova in picture of Russia, who has started this year's campaign in fine form. Her opponent today is a young lady on the comeback trail, Romania's Alexandra Dulgheru. Standing her ground, exchanging ground strokes. Ready, Ma?
was a brave performance from the qualifier Alexandra Dugiru. Ca așa e în tenis, nu? Da. Că avem deci, vorba asta. Am pus bani deoparte și s-au scumpit prețul. Da, exact. Revine Sorana în acest game, condusă cu 0-30. Dacă tu ai fi aici stabilă în timp ce mingea vine, observ la un moment dacă mingea de fapt e acolo și nu aici. Și ia atunci faci hop. Si? Nu contează. Trebuie să te aici. Lucrez bine, întors umărul și traiectorie. Consideră că fileul e doar. Lejer. Super. Bun. Perfect. Excelent! Las-o! Mersi! Serviciu? Hai! Și după mai facem niște voleuri așa. Eu zic că it's ok. Așa, mai lejer. Nu trebuie să sari. Gândește-te la stand-up man, știi cum dă el așa de pe picioare, pam! Excelent. Una a fost pe transfer lateral, dar în rest, hai să dăm voleu. Da, așa, ușor. Dulgaroo gets the winner's check, $98,000, 470 ranking points she needed to stay at number 32 in the world. Oricum, multe aspecte pozitive și după primul set și a dat drumul la picioare la joc. Sunt sigură că este obosită, dar trage de ea. Aș putea să termine un 6-3
puțin fără istoric. Dar, da, sau chiar mai rău la cum a început setul. Dar a tras de el și a fost aproape să se încline în favoarea ei. Cred că acolo la 4-3 a fost momentul cel mai important. Today I managed to stay focused from the beginning and to move well on court and try to change the rhythm and yeah, I'm glad it went well. Well, sure. I mean, it doesn't matter for me. Any opponent, we have to adapt to everyone. So I'm looking forward to tomorrow's match as well. Sunt Alexandra Dulgheru și știu care sunt numerele importante pentru mine. 7, numărul meu norocos. 23, ziua primului meu turneu VTA câștigat. 9, ziua de naștere a mamei mele. 141, colesterol LDL. Ajunge la chestia asta, la 40 egal, să fie punct decisiv? Se va, vor scurta. În cauza televiziunilor, da, nu? Vor scurta. Nu mi-ar plăcea să se ducă de la 40 egal, să fie game-urile mai scurte, numărul de game-uri. Că la 40 egal e prea multă loterie acum. O tresărire de orgoliu a lui Dominic Thiem în game-ul precedent, pe care și l-a judecat la 0. Dar Tsitsipas nu a părut impresionat. Vom vedea. Thank you.
Dulgheru însă a muncit, a lovit, a gândit și până la urmă a învins. Yeah.